istoria Holocaustului, după părerea noastră, n-ar trebui să fie materie obligatorie, materie opțională, capitol în istoria României. Este capitol, se studiază la istoria universală, dar au impus-o ca materie obligatorie. Ceea ce încarcă programa școlară, ceea ce dă peste cap, că voiau să scoate și olimpiadele de limba română și de istorie ieri ce am luat atitudine, că de despre asta era comunicatul, nu despre Holocaust sau educație sexuală. Și cred că putem să avem și noi o poziție pe subiectul ăsta. În rest, eu de-abia aștept și sper anul ăsta, dacă se ridică restricțiile, o să merg la locurile sfinte și o să merg până la Tel Aviv, unde am prieteni, descendenții ai familiilor plecate din România în perioada comunistă. Bun, deci, ca să stabilim, nu negați Holocaustul, da? Nu negăm Holocaustul, dar nici nu mă duc să mă... Să ce? Cum au făcut unii și alții, să se închine, să se slugărească în fața unora și altora. Eu am o atitudine demnă de român și n-am de gând să-mi cer scuze pentru lucruri pe care nu le fac. Prea mult și-au cerut unii scuze pentru ce? Nu, păi da, vin acuze de asta, mai are... S-au comis atrocități, au fost... Am comis eu atrocități? Nu, tu, da. Ca popor român trebuie să ne asumăm, de acord. E o discuție, da. Întotdeauna e o discuție, pătosul de nuanțe, eu câtă vină, am avut bucuria, Dumnezeu să-l ierte, să-l cunosc pe Aurel Weiner, care era președintele Federației Comunităților Evreiești. Da. Și care era un om adevărat, care înțelegea complexitatea istoriei și care era unionist. Voia să ne unim cu Basarabia, că așa l-am cunoscut. Pentru pozițiile lui pe acest subiect. Eu am în Partidul Aur și evrei. Am doi frați membri ai comunității evreiești implicați în Comisia noastră de Cultură. Emilian Săvinescu chiar este decan la Cluj, la Arte Plastice. Și n-am nicio problemă cu asta. Am și etnici romi, am și lipoveni, am etnici maghiari care sunt deputați. N-am nicio problemă cu asta. Dar legionari ai? Nu mai există legionari, au murit toți. Bun, hai să spunem atunci oameni care să vibreze la istoria, capitolul de istorie a României dedicat legionarismului. Ai în partid? Nu mai e în istoria României asta cu legionarismul, decât la Index, unele personalități puse pe nedrept acolo. Și acum simpatic. Cine sunt personalitățile puse pe nedrept acolo? Mircea Vulcănescu. Da. De exemplu. Petre Țuțe. Mircea Vulcănescu chiar considerat ideolog. Da. Da. Așa. Petre Țuțe. Mai puțin, mă rog. Da. Păi, da. Erau niște băieți care făceau tricouri, legende vii. Credeam că mai degrabă te refer la un Mircea Eliade sau Eugen Ionesco. Sau Cioran. Da, sau Cioran. Care, despre care s-a scris chiar și o carte foarte... A scris-o o doamnă, o franceză. Nu ne mai oprim niciodată dacă începem, că am văzut. După aia m-au criticat. Simion a recitat din Goga. Da, bun, și n-am voie să recit din Goga. După aia tot... Când eram eu copil la școală... Mergând așa în spate cu nebunia asta, o să ajungem la Mihai Eminescu. Da. Păi nu? E un... Acolo e o discuție întreagă, dar încă nu s-a purtat în România, că e foarte delicată. O se poartă, despre antisemitismul lui Mihai. Nu, dar unde tracem linie? Unde ne oprim? Lăsați-ne, noi nu avem nicio treabă cu mișcări anterioare anul George. 2019, că ne-au mai asemăit cu PRM, cu PPDD, da. Așa. Noi suntem AUR, ne-am înființat pe 1 decembrie 2019. Am creat surpriza alegerilor din 6 decembrie 2020. Și judecați-ne pentru faptele noastre, nu mai ne inventați legături.